Aici, ca aici n-ai loc. Deci apune pe partea asta, asta cu localități și Sărciu. Nu, aici lista cu localități și aici Sărciu. La 16 ani, acești liceeni lucrează deja pentru Guvernul României. Cei drept, doar vreme de două zile. Fac un site pe care vor apărea toți angajații din instituțiile administrației publice. Aveți o treabă serioasă. Destul de serioasă. Momentan lucrăm cu niște date experimentale și ulterior o să dezvoltăm pentru bază de date reală. O să punem aici în prim planul site-ului, o să punem harta României, unde se pot selecta județele foarte frumos și apoi din fiecare județ se pot selecta o localitate și instituția și apoi pot vedea lista cu angajații. Băieții sunt elevi la liceele de matematică informatică din București. Toți cei 26 de tineri programatori care lucrează în weekend pentru guvern au câștigat premii la concursuri naționale și internaționale de informatică. Constatăm că există o cunoștință excepțională despre care rare ori ne dăm seama, doar când aflăm din presă de vreo un câștigător de pe, la vreun premiu de la Google. Am reușit să adunăm un număr impresionant, chiar a trebuit să limităm numărul lor. Liceenii vor pune la punct 5 site-uri, unde cetățenii vor vedea atât cine sunt angajații din administrația publică, dar și cum este împărțit bugetul României, care sunt posturile scoase la concurs în instituțiile publice și unde vor putea face sesizări. Eu cred că dacă programează ei sunt mai sigure decât dacă programează altcineva. Programatorii de liceu vor pune punct maratonului de programare de la guvern după două zile de lucru.